se intonează imnul național al României. În temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 2 ale articolului 100 aliniat 1 din Constituția României Republicată, precum și al articolului 10 din legea numărul 90 din 2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Vasile Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale și administrației publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se numește în funcție de membru al Guvernului domnul Alexandru Răzvan Cuc, ministru transporturilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială al poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ceremonia s-a încheiat.